Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi vă propun o rețetă nouă, bezele umplute cu cremă de lămâie și cu dulceață de căpșuni. O să facem totul noi, și crema și dulceața și bezelele, și să vedem modul de preparare și de ce avem nevoie. Într-un vas o să punem un albuș de ou, o să-l mixăm, o să adăugăm 30 de grame de zahăr, tos, puțin câte puțin, apoi o să unim încă 60 de grame de zahăr, tot la fel puțin câte puțin, o să-l adăugăm. Până o să avem o bezea lucioasă și spumoasă. O să punem bezeaua într-un poș, apoi o să așezăm pe tava noastră hârtie de copt și o să dăm forme la bezelele noastre. Am terminat de făcut bezelele și acum cu o paletă o să nivelăm bezelele plate. O să le nivelăm puțin, puțin. Pe o parte dintre bezele o să presurăm bombonele colorate, pe cele care sunt mici. Apoi o să pudrăm cu zahăr pudră. Acum o să dăm la cuptor. La 100 de grade, cu ușa un pic deschisă, cam o oră. Acum o să facem dulceața de căpșuni. Într-o oliță o să punem 400 de grame de căpșuni cu 100 de grame de zahăr și sucul de la o lămâie. Punem și o feliuță, două de lămâie. Amestecăm bine și lăsăm la foc mic până fierb căpșunile și scade bine, bine. Când dulceața noastră a scăzut, o punem să se răcească într-un vas. Această dulceață poate fi pusă și în borcane, dacă faceți mai multă. În borcanele fierbinți, sterilizate, o turnați fierbinte, puneți capacul și aveți dulceață pentru iarnă. Acum o să preparăm crema de lămâie și o să punem într-un vas un gălbenuș de ou cu 50 de grame de zahăr. O să amestecăm puțin. Adăugăm 125 de ml de lapte și 30 de grame de amidon de porumb. Amestecăm totul. Și mai adăugăm și sucul de la jumătate de lămâie. Și amestecăm în continuare. Adăugăm și restul de lapte. Și o să punem totul pe foc, la foc mic, amestecând continuu, până când crema se îngroașă. Acum adăugăm și untul și amestecăm ca să se topească și să se incorporeze în crema noastră. O să dăm deoparte și o să lăsăm să se răcească Între timp, într-un bol o să punem 125 de grame de frișcă și cu un mixer o să batem frișca. Apoi o să adăugăm crema rece, crema de lămâie rece. Amestecăm încet. Și crema este gata. Este momentul să construim prăjitura. Adăugăm și vanilie și continuăm să amestecăm. Și amestecăm în continuare. Acum avem toate ingredientele pentru a construi prăjitura. Pe o farfurie o să punem puțină dulceață, ca să nu se miște bezeaua, și o să așezăm prima bezea. Deasupra o să punem un strat de cremă de lămâie. Apoi o să punem puțină dulceață de căpșuni. O să punem o altă bezea. Continuăm cu crema de lămâie. Cu puțină dulceață. Și terminăm cu bezeaua. Prăjitura noastră este gata. Am 3 straturi de bezea, 2 straturi de cremă cu lămâie și 2 straturi de dulceață de căpșuni. Dacă doriți, le puteți uni și două câte două. Acum depinde de fiecare cum dorește să construiască această prăjitură. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și că mi-ați fost alături. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine tuturor. Vă pup dulce pe toți și ne vedem cu următoarea rețetă.